Universitatea Craiova și FCSB. Se înfruntă mari, mari orgolii în bănie. Universitatea Craiova știe că nu mai are nicio șansă să câștige titlul, dar asta nu contează. 3, 2, 1 și începe partida. Tănase a avut prima minge. FCSB atacând la poarta din stânga. De picioarele adversarului de Radunovic, iată-l acum pe Tănase. Tănase are poziție de șut, trage Tănase! Apără Piliacelli. Frumoasă acțiune, frumoasă fenta lui Tănase, care își culcă adversarul și apoi găsește culoarul. Revedem aici încă o dată, revedem faza. Găsește culoarul, dar trage pe mijlocul porții. Mingea este recâștigată însă de formația olteană și iată-l pe Crețu cu un șut frumos de la distanță FCSB-ului. Izgonit de la echip. Bayern pentru Gustavo, pentru Vătăjelu. Fenta lui Vătăjelu, minge pe stângul. Șutul este parat de Târnovanu. A ales soluția cea mai bună. N-a prins din prima. Întâi a parat și apoi din a doua încercare a prins balonul. Viteză foarte bună a lui Ivan, care îl ajunge din urmă pe Ovidiu Popescu și îi ia mingea. Noi revedem acțiunea lui Vătăjelu, șutul bun cu piciorul stâng, piciorul său de bază. Pasă cu călcâi, îl pune bine piciorul Bancu, o fenta lui Bancu, șut cu dreptul, stângul este piciorul său de bază. Bancu putea să paseze, avea doi coechipieri în careul advers. În orice caz, a jucat foarte bine Bancu faza asta. L-a redus la tăcere pe Ovidiu Popescu. Apoi a driblat și urcă bine Radunovic. Scoate în spate Radunovic, vine șutul. A intervenit bine Creci, ținta adversarilor și revedem aici acțiunea lui Radunovic și o suspiciune de fault în interiorul careului. Mingea era în joc. Cordea are un serviciu imprecis, dar reușește să rămână la minge. Cordea! Șutează Cordea! Peste! Cu piciorul stâng, piciorul său bun. Este o de poartă. A jucat bine și a făcut bine mingea. Mai ales acum când reușește să treacă de ambii adversari. Are culoar, numai că o nouă atingere este defectuoasă, este lungă și Tavi Popescu, pasă bună lui Tavi Popescu și șutul alături al lui Iani Stoica din poziție bună. S-au înțeles foarte bine cei doi tineri jucători ai FCSB-ului. Preluare scurtă și șut alături în această ediție de campionat. Vine șutul și este bară! Oh, ce șut splendid! Și șutul splendid! Tănase pentru Olaru în unghi. Șutează Olaru, prinde Piliacelli. Pentru Tănase. Tănase, bună pasa lui Tănase. Centrare pe jos și gol! Înscrie Mamut! Mamut cu o execuție formidabilă la prima atingere de balon, deviază și înscrie în poarta fostei sale echipe. Prima atingere de balon a croatului Ivan Mamut. Extraordinară a fost și faza, dar și inspirația celui care l-a trimis, nu spun cine, persoană importantă, inspirația celui care l-a trimis pe Mamut în teren. Fantastic! Ce execuție frumoasă a avut croatul, care dă, iată, primul său gol pentru FCSB și al doilea abia de când este în România, pentru că mai are un gol marcat pentru Universitatea Craiova. Execuție de mare efect, execuție de mare frumusețe. Mamut înscrie
ar putea să fie un gol esențial pentru FCSB. Este centrarea lui Radunović dintr-o minge deviată. Și urmează minute de foc în acest derby al etapei cu numărul 8. Inclusiv portarul a rămas afară, doar Olaru. Minge deviată pe spate, bară! Oh, ce ocazie! A doua oară mingea lovește stâlpul porții lui Târnovanu. Rămâne însă cu majoritatea jucătorilor în terenul propriu. Degajare pentru Mamut. Minge respinsă bine până la Câmpanu. Mamut încercând să devieze pe spate, se bate Olaru pentru acest balon.